Salutare prietenii, bine v-am găsit din nou pe canalul lui Snake. Vă salută nimeni altul decât șarpele. Snake vă salută și vă prezintă în acest video ultimul DLC din Battle Fight 1, pe nume Apocalipsa, da? Îl avem chiar aici prieten pe canal, astăzi a ieșit DLC-ul, așa că vom juca și noi cele trei mape care au apărut, da? Cele trei mape care sunt noi în acest DLC. Nu uitați că avem aici și DLC-ul, da, ultimul, care este vorba despre lupta aerie, da, cu avioane. Haideți să dăm, să vedem ce conchistă găsim, da, o conchistă conquest, să vedem ce găsim. N-am jucat de foarte mult timp Battlefield 1, deci era unul dintre cele mai jucate jocuri de către mine când a ieșit, cel mai jucabil joc, cel mai frumos. Să sperăm că nu mă fac de râs în această zi, dar vreau să vă arăt DLC-ul. Asta e cel mai important, să vă arăt ceea ce conține acest DLC, ultimul DLC din acest joc, da, Battlefield 1, pentru că deja ne apropiem spre un alt Battlefield 1, Battlefield, nu Battlefield 1, nu știu cum o să se cheme, dar ne apropiem de un nou Battlefield, da, prieteni, un nou Battlefield care se apropie, e pe vine, EA lucrează, da, la un nou Battlefield. Asta este ultimul DLC din acest Battlefield 1, pentru cei care nu știți, sunt 4, da, total de 4. Acum îl găsiți la un preț foarte, foarte redus, în caz că vreți să-l cumpărați. Merită jocul, toate punctele de vedere, merită cumpărat și merită jucat, chiar și istoria și jocul în sine. Are un online foarte frumos. Eu sunt mai mult de Battlefield decât de Call of Duty, pentru cei care nu zic că Call of Duty este urât sau este prost, dar, nu știu, mie mi-a plăcut mai mult Battlefield 1, așa că prima mapă, asta e prima mapă, da, din Nu mai știu că da, nu mai știu pe ce aruncam grenada, eu da, vreau să aruncam. Gata, prieteni. Da, sunt foarte, foarte frumos, prieteni, îmi place foarte mult acest joc. Să dăm puțin, până o să revin un pic cu controlele, pentru că nu mai știu cum sunt. Dar nu contează, o să ne revenim noi ușor, ușor. Trebuie să, aici, în această mapă, da? E o solme, râul solme, da? Trebuie să capturăm, să avansăm ușor, ușor către puncte, da? Către acele puncte A, B, C și D și trebuie să le, bineînțeles, să le... Dar acolo să vin, da? Dați seama că aici... Aici băieții cu sniperul... Ce a făcut asta? De ce mi-a dat foc? De ce mi-a dat foc? Deși eram... Trage cineva în mine ăla de aici, de la depărtare. Ia încă acolo. Băi, nu-i bine, nu știu, nu-mi place medic de moment. Ia hai să încercăm să jucăm un pic de... Perfect, hai să jucăm un pic de sniper, da? Băi, e greu, frate, e greu. Ce mult am pierdut, da?
punem pe aici niște capcane la băiți. Doamne, ce amintiri frumoase. Ce amintiri frumoase cu acest joc, prieteni. Ce amintiri frumoase cu acest joc. Cât îmi place. Amintiri frumoase. Am aici. Ah, m-am omorât cu pistolul, frate. Cât am... V-am spus, nu fac concurență, dar în acest episod vreau doar să vă arăt Hemos perdido el objetivo Delta. Noile mape, da? Pierdem Delta. Este un joc, frate, care chiar îți dă... Chiar îți dă... Deci îți dă... Te face să crezi că ești chiar ești prin război. No! M-am omorât cu mașina, frate. E incredibil, ce noroc am. Deci ce noroc pot să am, ce noroc prost să ies direct în fața mașinii. Băi, nene, n-am văzut așa ceva. Da seama, pot să punuși mapa un pic, harta de fapt. Pentru că, băi frate, dar n-avem niciun medic, frate, pe aici, deci nu sunt medici, fraților. Deci nu sunt medici, fraților, trebuie să joc medic neapărat că nu sunt medici. Băi, cu asta jucam de trincieră, jucam foarte mult cu această... De rog, frate. Dar l-am omorât și eu. Și am dat acolo, l-am dat exact în sfragere granada aia. Am și eu Fedorovul. Da. Nos queda un objetivo. Mai avem doar un... Deci e clar, ca de fiecare dată norocul meu vă spun care era. Să mă dea în echipa cea mai proastă și de această dată la fel. Nu! Ai sus! Cea mai proastă echipă era. Băi frate, dar n-avem și noi niciun ăsta din care omoară tancuri, frate. Deci n-avem niciunul, frate. Deci n-avem niciunul, frate. N-avem niciun antitanchist ăsta. Băi, ești nebun? Nu, frate, deci n-avem niciun antitanchist, frate, aici. Stai, mă, că-i dă la papară, la fraia. Hai că-i dă fratele, bă, frate, acum. Vedem ăla. Vedem ăla cu tancul. Nu, mă, că ăla cu tancul, frate, din cauza lor. Îi pierdem tot. L-am pierdut tot. L-am pierdut doar. Charlie, am pierdut tot. Vedem ăla cu tancul, frate. Bă, mă, că să mă chiu să-i dau la... La băiatul, poate vrea. Ah, mă omoră. Nu știu cum dracu m-a văzut ăla pe mine. Oricum să știți că și aici în jocul ăsta sunt foarte mulți codați. E așa că nu vă temeți de nimic. Sunt foarte, foarte mulți codați. Vine un tank aici, hai să mergem. Eu nu știu, râul Some. Se cheamă râul Some și cred. Nu știu traducere cum este. Da. Și acel tank dacă e... E tot, cred. Die lauten unsere Befehle! Die lauten unsere Befehle!
patrula mea nici măcar nu dă ordine unde să mergem și ce să facem. Uitați-vă aici, da? Objetivo bravo. Da, îmi plăcea asta, dar îmi place cu ținta, cu asta. De ce mi-a dat-o cu ținta normală, frate? Eu nu aveam cu ținta aia. Pierdem au, ia. Ia. Da, fala, e delicată! Da, se pața! Ție familia ta. Nu știu ca ce morți mă, te bagi în fața mea dacă tu ești medic. Nici măcar nu mă învii. Ca să vezi cât de prost ești. Bă, frate, ce inutil, frate. Și după aia zici că de ce înjuri. Păi uite de ce înjuri, că găsești doi prost ăștia și s-a stricat toată partida. Plus că nu cunosc mapa, dar am mai jucat de foarte mult, cred că am 2 luni de zile. Cred că n-am mai atins Battlefield-ul, nu? Și e 2 luni, mai mult. Mai mult, mult mai mult. Așa că v-am zis, nu vreau să vă arăt că știu să joc. Doar este un joc de... Vă joc ca să vă arăt mapele, da? Mapele noi, din World of Legend, da? Adevărul e, frate, că contează foarte mult echipă. Uite, ăsta la noi are 10-9, frate, după primul loc, e praf. Ce pretenție să mai am să mai câștig? Hemos tomado el objetivo Delta. Tem și puțin. Ai cu toți despre noi. Nimeni nu marchează, să marcheze oamenii măcar. Stom, s-a dat că se știți. Normal, câștigă el, nu? Normal, frate, că câștigă el. Dacă e codat. Cred, nu știu. Nu știu, m-aș pune, nu știu, medic. Nici nu știu ce să mă pun, frate. Deci nici nu știu ce să mă pun, că... Să... Nu știu ce să mă pun, să... Să pot să... Clasa mea preferată e medic, da, dacă vă... Că medic îmi place cel mai mult. Dar nu pot să țin fața, frate, pentru că... la frate. Deci cum am mort ăla, deși, nu știu, era mort.
Deci medicul lor, vezi ce frumos, medicul lor se duce și nu vie, frate. Haide, mă, hai, nu intra în luptă, nu intra în luptă, rezistă că vin medic și îți dau viață, frate. Și l-am și pierdut, ca să vedeți, mergem, da? Deci nici nu l-am capturat bine și l-am și pierdut. Hemos tomado el objetivo, bravo! Veneau toți, frate, erau toți, uite, deci tu ce acolo, eu fii atent acum, damage, le dau damage pentru că am... Băi, având în vedere că n-am mai jucat atâta timp, prost nu e jocul. Frumos prin spate, așa. Spate. Dă-te, de ce te... Hai, 13-15. Incredibil, așa se joacă, trebuie să iei bun învăluire în jocul ăsta. Mereu, de fiecare dată. Uite, Caporetto. Pașchenalele. Nu știu ce e asta. Da. De ce e așa? Bun. Ok, hai, treci la treabă. Ok, mergem mai departe. Avem și ceva battle pack-uri care putem să le deschidem, prieteni. Și am mai câștigat un battle pack. Aici este progresul battle pack-ului, care poți să-l câștigi când joci, bineînțeles. Hai să deschidem, nu știu, hai să deschidem. Să vedem dacă ne dă ceva. Până se încarcă mapa, bineînțeles. Bun, dragon, ce e? Mexican legendar, perfect. Îl am, mai l-am de două ori. Unde e asta? Uitați, l-am aici deja. Mai l-am. Ok. Perfect. Da, a început partida, ne unim. Tot medic. Intrăm tot medic, nu știu, benda, hai să luăm asta și siringa și palul și așa mai departe. Bun, haide să mergem cu... Hai să vedem și această mapă hardă sau cum o numiți voi, să vedem cum este. Zici că e colina de Verdun, nu? Parcă așa pare. Colina de Verdun, aici era D-ul. Era punctul D aici, da? Venga, un bot again! Adică dealul e Verdun sau... No perderemos el objetivo, defiendas! Capturen el objetivo, hombre!
obiectivul bărbate. Deja e a lor, da? De eu e a lor. Da, deja de eu e a lor. Frate, foarte mult. Hemos tomado el objetivo, bravo. Foarte mult de codici, frate. Deci ăștia mă rup ăștia cu... Deci care joacă... Deci ăștia nu știu să joace, bă, altfel. Nu știu, eu de la început am zis, nu că mă mor pe mine asta. Deci de la început, care joacă cu clasa asta, da? Cu de mitraliere, sunt varză. Da? Deci sunt varză pentru mine. Ăștia sunt varză pentru mine. Asta nu-i... Deci nu-i știu, pentru mine nu-i clasă, frate, de... Nu știu. Uitați, nici nu... Și poți nici nu prea am jucat cu clasa asta, da? Pentru că n-are rost, nu știu, pentru mine nu-i... Bar, să vedem, ia să vedem, să le atac. Parcă cu ăsta a jucat toată lumea, nici nu știu, nici nu mă interesează mama asta. Să simt clasa asta de jucător. Esa munición lleva su nombre! Perfect, așa e, să lovezi viața și iubeții și umană. Dar ești joacă cu aia de M15 sau nu știu care. Ești joacă cu aia de... Capture de ese objetivo! Hai una ametralladora! Hemos perdido! Cuidado! Hai un ametralladora! Vedeți? Cu clasa asta imediat omor. Dar mie nu place, frate, nu-i distractiv, nu... Bă, stai al meu, era al meu. Celălalt om aici era. Băi, asta și colina de verde. Băi, dar nu știu, mi-e place, frate. Capturile de objectivă! Asta nebunie. Cred că o să facem niște serii de battle pal. Cred că o să facem niște... Da? Băi, aveam... Uite, sunt pe primul loc. Băi, avem o armă, dar nu mai știu care e, frate. Cred că asta e de contenție. Nu știu, ia să văd. Să văd, stai să facem snacks. Next. Hemos perdido el objetivo alfa. E unul de tot tragen ăsta, frate. Era lângă mine. Sunt de conten... Da, asta e de contenție, dar știi care e treaba? Că... stai puțin așa, că nu-mi place, e zoom prea aproape, frate. Aici sunt la minim. Asta e bună de la depărtare, atâta, de aproape nu vrei. Ia uite-l, bă, ce mare finată la... Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Era exact lângă mine, doi erau. Unul, doi. Băi, dar asta nu-i bună, frate, că... Ia să vedem, de atacul e. Pierdem Charlie. Dar am așa ca și carpale, da? Hemos perdido el objetivo Charlie.
pui ceva. M-a leșinat ăla, frate. Băi, cu 97 la viață, frate, m-au omorât. Sunt ăștia pe lângă mine, balamuc pe aici. Nu mai bune asta de... Asta e cea mai bună, frate. Deci, iar ne-a înghelit ăștia. Ne-a înghelit în propriul nostru... În propria noastră bază. Usa noastră propria. Și știți care trage dacă... Atrage-mă în ăsta unul și omoară-l, frate. Sărăcie asta. Dacă ne înghiri aici, prima în baza noastră, da? Ce faci? Dacă ne închide aici în baza asta e, e greu. E grav, grav, prieteni. Pentru că aici e toată... Ce să... Dacă ne închide aici, frate, tot ce o să se pună sniper. Vă spun acum. Totul să se pună francotiratori și ăștia și ea trage din bază. Deci vă spun acum, nici nu știu ce armă să-mi iau. El enemigo controla todos los objetivos. Băi, nu știu, mie place asta carabina, da? Carabina îmi place mult. Genwerker ăsta también, la fel. Și jucăm și cu ăsta. Hai să vedem cu ăsta, o să vedem. 10, nu frate, un 5. Label ăsta eu și cam cred. Să vedeți, ca să vedeți cum se joacă, cum joacă lumea. Dacă ăsta o să nu poată vedea, știi? Asta e prost. Explorador enemigo avistado! Mamă, dar cu ce m-a văzut frate ăla de acolo? Cum m-a văzut ăla de acolo? Cu ce m-a văzut? Cu ce a tras în mine? Și asta e bun, să știi. 95... El enemigo controla todos los objetivos. 98 e bun și ăsta. Bine, e un fel de ce am tras mai devreme eu cu el. Wow, ce pistol am, frate, eu? Ce pistol am de... Tipul Alfa. Ce pistol... Du-te, bă, de aici cu marș automatic, altul. Ce 93-ul. Vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja. Stai bun, frate. Nu, că nu vreau în tank. Iarăși, nu știu grav. El enemigo controla todos los objetivos. Hai, cum mă duc cu focul, băi, frate. Unde mai țin, măi? Mă duc peste, frate, cu focul, că nu mai țin. Ale 14, ce-o fi? Trebuie să mergem, până e că n-ai ce să... Mă omoră, frate, a tras cu ăla cu... A tras cu... cu gula de tancuri în mine, frate. Medic, băi, ăsta e bun aici.
canale, vai și fac pa. Ce zic? Asta e... Granada! Uitat-o! Deci nu ne elefanți. Lanco una granada! Atención! Una granada para Aldo! Băi, frate, ce te omoară câte un om, că ți-ai și gura ta. Deci nici nu știu cum te omoară, frate. El enemigo controla todos los objetivos. Nu-mi dă arma asta cu ținta mea, frate, cu ținta asta. Eu nu vreau, nu vreau să țin, eu pare vreau. Înțelegi de ce nu mă lasă să o... Iarăși pe frate. Hai să aud. Era sigur ce trebuie aici. Ești un medico enemigo! Adi mă, veniți că ți-mi... A venit ăla și mă omorâ, frate! Cât, nu, da, dacă nu se regrupa nimeni în mine, frate, iar pierd, iar l-am pierdut. Nu pot să trai nici cu ăsta cu antitancu, știi, nici că... Mă duc, frate, mă duc în spatele lor. Vedeți, dacă e în spatele lor, pus. Nu se regrupează nimeni din mine, frate, ca să pot să... Dați-le, fraților! Vedeți cât contează să am pe la spate? Dar conta lucrul ăsta? Să-i virjeresc pe la spate? Ese obiectivo, captură-l! Hai să mergem pe BB. Hai să mergem pe BB, fraților. Tot așa prin spate, da? Mira, un medico, ești inimigo! Jucăm murdar. Faci boss! Eu pic până văd și eu hărțile, că vă spun, dacă n-au drumul la mână, pe de cât joc și eu battle pe ăla. Pe de cât joc și eu, am ore jucate în jocul ăsta. Plus că am jucat și pe Xbox o grămadă. Deci foarte multe ore pe Xbox. Ce m-au, pierde-mă, frate. Ah, că am pierdut exact. Când vreau să-i dau și eu două la tancul ăla, băi, nenemă. Am văzut și a doua mapă. Mergem la... și la asta, la Caporetto. Caporetto.
tot se numește. Hai să vedem. Caporeto, bineînțeles, astea sunt în spaniolă, da. Cea mai bună... Avem și clan, avem multe chestii aici în Battlefield 1. Da, până atunci haideți să mai deschidem un battle pack să vedem cine cade. Să vedem ce... Am aici prieteni, o grămadă. Dar v-am spus, jocul s-a cam retras multă lume din el, deoarece mulți n-au premium pass, da? N-au vrut să-l cumpere. Da, mi-a dat pentru... Perfect. Hai să mai deschidem unul, un battle pack, stai normal. Ceva albastru, hai să vedem. Un dragon, nu? Perfect. L-am de două ori pe ăsta. No. Nu-l vreau. Băi, hai să vedem ce avem la intercambii aici. Legendar. Asta e interesant. Pentru acul de agățat, da? Mai am 3 battle pack-uri. Haideți să mai deschidem unul, că văd că durează un pic până se încarcă la pistol. Deja îl mai l-am alat, nu trebuie. Da, hai. Și poate o să cumpărăm, nu știu, băi, hai tot medic, da? Asta nu, ce era... Arma asta e pata de medic, să știți. Caseta medica, ecco. Sunt în Italia, da. Hemos perdido el objetivo al... Nu trăgea, frate! Băi, ești nebun, deci nu trăgea un cavaj grav asta. Dacă ați văzut așa ceva. Ia să mă pun cu opticul. Ăștia urcă aici. Păi ce, frate, ce să mai faci? Așa deja te rupe. Ce să mai faci? Chiamo che l'obiettivo che ne rupe ni sta. E c'ho volare un po' le frate, mai ci sono tutti. Cosa tu la c'è, sai? Vedo un ricognitore nemico. Mamma, ci bucate andarlo là, frate. Frate, da la... Quel ricognitore è uno dei loro. Medico, laggiù! Deci lumea nu marchează, frate. Deci lumea nu marchează oamenii, știi? Și dacă nu marchezi, contează foarte mult pentru echipă să marchezi oamenii, frate. Te duci și tu, frate. Nu-i mă așteptam că este aproape așa mă lângă mine. Deci că ăla nu trage la... ăla aerian. Avioane n-avem, că luam un avion ăsta să râdem un pic. Bă, interesantă și mapa asta, nu e rea. Visto! Uno dei loro soldati! Frate, are tu cu mitraliera, are tu, frate, știu că are tu cu mitraliera, dar nu știu ce să fac, că n-avem medic, patru nu prea sunt, ăștia stau aici, nu știu ce treacu fac, așteaptă doamna, haide boss, urcă, lasă, da.
L-am apelat cu calul, nu că, nu că m-a omorât el ca știință, știi, să mă ia pe lancea. M-a omorât din noroc, noroc, noroceală. Pierde și deu și eu. Deu, hai că aici la pietre de ajutor. Vede una mitragliatrice! Omoară ăsta mai repede, frate. Deci nu pot să-mi dau seama, frate. După aia știu cum e. Ceaules. Ia să mă pun și eu de asta, să-mi iau șmecheria mea. Asta îmi place, n-are bunie. Recognitor enemic individual. Recognitor mult. Là, c'è una mitragliatrice nemica. Să bifez pe unul, așa știe toată lumea unde e. Exact pe mine, numai că nu mai joc cu ăsta, nu mai joc cu... Că n-am răbdare să stau, frate, deci n-am răbdare să stau. Deci nu am răbdare să stau și pierd morțile, știi? N-am răbdare să stau pe loc. Eu trebuie să mă stau și de echipa, să fiu acolo în centru atenției, să dau la băieți. Deci tu ajuns până acolo și... Deci nu-mi dă ținta Buckingham, deci nu vrea el. Stai cu ce este. Și înapoi mor, știi? Băi, ce scurt ne-am. Am apreciat cu scurile astea, da?
¡Occhio! ¡Un médico enemigo! ¡Ay! ¿Estás un Uruguay? ¡Mor! ¡No es verdad! ¡Son un buen palaje! ¡No, bărăr! Deci fii atent ce... A, e telescopică, da. E telescopică, are dreptate, deci nu minte. Nu minte că... Păi aș lua și un avion, gata, hai că l-am luat. Las că nu mai știu cum era mersul cu avionul. Aveam un mapă. Da, așa e. Ce reparam ăsta? Mai știu pe ce reparam avionul, măi. Aprins, gata. Nu, dar nu acum. Vuelve a la zona de combate. Dar nu acum că... A, ăsta era, măi. Așa, mă, mi-a lăsat mintea. Și acum, abia, acum s-o mor cu avionul și noi. Asta este repas, să repas pe la asta. Și acum, ia să vedem. Hai că mă duceam după ăla. Mă, să vedem pe la atac avionul. S-a trebuit să mă apropii foarte mult de ei ca să pot să... Așa că vă arăt acum imediat, dați așa puțin. Trage mine unul în spate, nu știu de unde trage. L-am omorât și eu. Mergea cu antaerii de ăla. Dar știți care-i treaba? Mai vreau un avion, dar vreau ăsta de... Hai să vedem dacă mă las. Deci mai avem... Bă, gata, hai că ăsta e al meu. De atac. Bă, ăsta-l vreau, de atac. Da, și el m-a omorât pe mine. Pentru că nu s-o duce nimeni să-l omoare, frate. Da, nu s-o duce nimeni să-l omoare pe ăla care trage cu anti... antipanara aia.
s-a pus ăla. N-ai, frate, e greu, e greu dacă nu joci în echipă. E greu să poți câștiga ceva. Haide, mai vreau un avion. Haide, mă, l-a luat altul. Hemos tomado el objetivo Charlie. Ah, bă, mai dăm un avion și lasă vrăjeala. Vreau și eu un avion. Să mă umor pe ăștia cu avion. Că așa plăcerea am să eu umor cu avionul. Ca nicio armă nu umor avion. Deci îmi place cel mai mult să umor cu avion. Dar nu mai îndă. Mai îndă și gata, hai că mi-l-a dat. De ce nu fi stat în avion, frate, că... Nu, că trage aia în mine, frate, așa. A pus iar, frate, la punctul de... Să le par neapărat avionul, că altfel mă lișează. Ce la mine, frate, bă. Dacă eu n-am pus nimeni în avionul meu. Eu n-am pus nimeni cu mine în avion, că asta contează mult de tot. Panorama, da, eu știu că mai am decât, dar mai rămas decât cu unul, patru, pentru că toată lumea iese, dacă vede că pierde, că știi că rapă, frate. Hai să mai dăm încercare. Chiar, bravo, bravo. Din mine, frate. Hemos tomado el objetivo, Charlie. Un avion ceva era. Hai și noi după. Am bușit de pământ, i l-a luat bâțul.
L-am dat cu capul din bordură. L-am dat, frate. Păcat. Păcat. S-a întâmplat-o. Hai că mor și unul acum, nu? Așa, doi chiar. Mamă, cu ce-a tras frate la mine? Am ridic la atitudine mare ca să mă poată prinde. Mamă, ce-au tras ea în mine, frate. N-au spus avion. Băi, e mai greu să controlezi avionul cu mouse-ul scut asta, frate, decât cu... Vedem unde trăgeam, mă. Trăgea cu de-ala, cu anti... Da, deci de-aia mă umora el așa repede. De-aia mă umora el așa repede pe mine. Am înțeles care-i treaba. Am înțeles care-i treaba. Haideți să mai jucăm o mapă, prieteni. Mai jucăm asta cu râul, da. Deci am mutat-o chiar acum. Haideți, repede, 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 repede. Perfect. Trebuie să mai joc 310 minute ca să pot ajunge la nivelul 100. Perfect. Cine știe când o să ajung, nu știu. Curând nu. Haideți că mai avem două battle pack-uri. Hai să le deschidem și pe asta. Să vedem ce ne dă jocul. Hai, ceva important. Bun. Totokia. Atenție mare. Avem 5.000 de puncte, o să cumpărăm asta, da? Pentru că mi-e place să cumpăr legendarele, da? Inventar. Aici, astea sunt importante. Sunt multe care nu le-am deblocat pentru că nu v-am zis, n-am mai jucat de mult timp. De prin vară, să zic. Cred că v-am zis să am lăsat alte jocul ăsta, deși înainte jucam multe, multe ore. Foarte multe ore. Ăsta e un bun grapa, dar bravo, băieți, hai că am luat au. Toate părțile, frate, ăștia. Sunt în toate părțile, frate.
Păi și asta e bună. Era bună și asta, jucam și pe ea. Shift, nimic. Deci n-am vrut să urce. N-am văzut așa ceva. Param. Ce mai luăm? Ce ăsta vă mai place? Automatic. Ăsta de aproape i-am rupt. Dacă intră aproape în ei, de aproape, că de la depărtare e varză. V-am zis că de aproape nu o să stea nimeni în cale cu asta. Apare că de ce? Nu, băi! Mi-a dat cu baioneta fraierul, mă. Mi-a dat cu baioneta fraierul, bă, și eram aproape de... Eram aproape de punct, frate. Dacă n-a venit nimeni cu mine, ca să vedeți cum e patul ăla. Deci și avem, să atacăm Delta, nu vine nimeni. Băi, dar nu te duci tu să tragi în ăla neam. Băi, făceam o dată de baionetă, îi rupeam, frate. E aici, în Delta, bă, ce nebun e aici. Vamos por la mitad y llevamos ventaja. Cabrón.
credeam că ăștia zic sunt în tunele deja. Fraților, nu vedeți că pierdem delta, frate? Aici sunt voi și delta și fost tot. Ești nebun, m-am omorât cu un glonț ăsta, bă, deci un glonț m-am omorât. TSPK4 4-0, deci e clar. Asta doar ce a intrat și e full. E full băiatul de Howless. Sigur, sigur, e full. Băiatul e full de... De toate cele. Vin ăștia din Delta, acum aș să vezi. De ce mi-a dat al doilea foc, frate? Băi, ce panaramă! De ce stai al doilea foc din cauza la clădire? Băi, ce huit! Și lumea fuge după puncte, frate. Lumea aici nu a înțeles niciodată că jocul ăsta se joacă pe echipe. Deci n-a înțeles niciodată. Să facă el puncte mari, să fie primul. Uite, boss, am ieșit primul, vezi? Am stat la pândă cu AVP-ul și dă-i. Mă mor cu mortalul, frate. Băi, exact când se capturează, frate, mă omoară. Exact când se capturează. Ce e aici? Deci fii atent ce e aici. Și de inimici și de mii. E incredibil, frate. Am omorât cu general acolo, am aruncat 2-3 auti și damage o grămadă am făcut, doar că am avut nu mai cade niciunul. Necesito un médico. Hemos tomado el objetivo del. ¡Órdenes, señor! No te. ¡Fíjate, mami, pa' por mí! ¡Ah!
mă învieși cu mine cineva? A, mă nene, vie mă și pe mine, băi ce ne simți? Hemos perdido el objetivo, bravo! Ne simțeală, frate! Deci nu vrea prieteni, vă știți foarte bine, dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați să lăsați like-ul vostru și bineînțeles să vă abonați canalului. Zdei vă așteaptă, da? Cu abonarea voastră, cu subscribe-ul vostru, cu like-ul vostru, pentru că asta contează cel mai mult. Prieteni. M-au văzut ăla, am ieșit din covertură, frate. Și am distrus și asta vrea să distrugă ăla, mașina aia. Și am distrus, am reușit-o până la urmă. Doar că au ieșit fraierii la mine. Cam departe. Pe harta asta n-avem, pe harta asta n-avem avioane, n-avem astea, da? Avem doar... doar mașini și toate cele. Băi, ce greu! Până ta, dacă aveam pe 11, ăla, alu, moram pe 8-ul. Dar o să-mi bag pe 8 acum. Ăsta. Nu, de mai bun ăsta. Hemos tomado el objetivo alfa. Nu putem să pierdem... postul. Abre los ojos, mecánico. Aveau și tot automatic. Fii atent, l-am lăsat cu unul la viață, frate. Dar el trăgea fără țintă. Deci fii atent. Asta contează foarte mult. Deci el trăgea fără țintă și m-a omorât. Deci eu eram 100%. Probabil au tras amândoi în mici de aia. Vedeți oamenii, în loc să vină să ajute, stau acolo cu mană, ba la B, ba la A, știi, să duc acolo ca să... Zică, băi, am jucat, frate, pe ce te-ai jucat ca mine? Păi câți, cu cât să te bați, frate? M-am bătut cu 3. Cu cât să mă bat? Deci n-ai... E greu să te duci singur, uitați, deci vei de merg cu tancul. Mulți merg cu tancul, ei nu vin și ei să recupereze punctele ca să câștigăm partida. Oricum, partida e câștigată, nu asta avem acolo cu acum. Avem pe chema mult mai bunișoară de această dată. Dar frate, stai pe echipă, jocul, stai pe echipe, frate. Se joacă doar să câștigi puncte, ca așa mergi numai din puncte în puncte, știi, și câștigi punctele. Doar că... contează și participarea ta. De-aia au scos și progresul ăla la Battle Pack, înainte să dea la noroc.
cine noroc câștigă. Cine avea noroc câștiga. Acum nu, frate, faci. De bine câștigi, nu faci. Nu câștigi, frate. Ai ce bun prin cap, vreau să-i dau la fraier. Uite-te și tu lansat cu 2. Oricum mi-a dat ajutor de moarte. Mi-a dat ajutor de moarte pentru că știi că am pus el la încheli de tot. Hai medicule, hai vino, nu fi rău, hai vin. Mersi frumos, frate. Mulțumesc frumos, ești un șmecher. Mă pun în genunchi și-ți fac și o... Deci boschetarea iar acolo. Asta am urcat-o prost de tot. Dar cum am omorât frate ăla după zid? Deci incredibil cât poate să mintă, frate. Și câte granade i-a dat acolo. Iar pierdem a. Hemos perdido el objetivo alfa. Hemos perdido el objetivo delta. ¡Una granada de parte! ¡Una granada de parte! ¡Ah! ¡Ay, chao! Dar tot să duc să omoare tancuri, să omoare de-alea, să facă misiuni. Să facă, eu n-am mai făcut o misiune de mai țin. Ia uite, frate, am dat în gaura lor, ești nebun. De ce ai mai mare japiță? Hai, ridică-mă, dacă mă ridici ești un crack, ești un șmecher. Să nu ce foc le-am dat la băieți. Dă-le, bă! Dă-le, bă! Mă omor din spate, mă. Dă un pizda, mă, asta-i treaba. Dar nu, tot la delta mă duc. Fii atent, deci avem aproape toate puntele. Tot la delta mă duc. Nu vreau să câștige delta. Deci nu vreau. M-a văzut, mă, prostul, mai zic că nu mă vede, mă. Mai aveam oricum, mai aveam puțină viață. Mai aveam foarte puțină viață. Asta în ce capturează singur, dar la moare până mă duc eu. Hai să mă duc și aici, să mai strâng puține puncte. Uitați că ne puteți adăuga la prieteni și pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, dacă le doriți. YouTube-ul nu se mai trimite notificări la toată lumea, așa că dacă vrei să afli, să fii la curent cu toate noutățile care le avem pe canal, le poți adăuga la prieten, da? Pe Facebook și pe Twitter, pe Instagram, nu te vezi lui. Da, pentru că... Estamos perdiendo el objetivo eco. Știți că YouTube-ul și-a schimbat politica de... de haut. Și acum nu mai e, dacă n-ai 1000 de abonați, nu știu câte minute de... Hai, muri, mă, fraiere! Victory! Victory! Și-am deblocat și un logro. Bun, prieteni, cam astea au fost cele 3 mape din acest DLC, din Battlefield 1. Intitulat Apocalipsa. Apocalipsa, prieteni. Cam așa era partida mea când jucam eu Battlefield. Cam așa era. Între primii 5-6. Prieteni, cam atât pentru azi. Nu uitați, dacă vă place ce ați văzut, să apăsați butonul de like, butonul de subscribe și ne vedem în următorul video. Nu uitați, prieteni, stai, vă salută și fug la tastaturi. Ciao, ciao.